Îți dorești o schimbare? Viața nu mai are gust? Bazar de emoții. De emoții. Cu Cristina, Victor și Ion de la Impuls FM. Ai grijă ce-ți dorești. Salutare, dragi ascultători ai postului de radio Impuls FM. Vă propunem să vă acomodați în scaunul automobilului dacă sunteți acum în drum. Să evadați din furtuna treburilor casnice dacă sunteți la domiciliu. Să vă lăsați gândurile și grijile deoparte. Deschideți-vă inimile pentru a primi o avalanșă de emoții pozitive. Salutare tuturor celor ce ne ascultă la momentul dat. Ne bucurăm că rămâneți fideli postului de radio Impuls FM. Ne bucurăm și mai tare că ne ascultați pe noi acum la ora aceasta, fiindcă este bazar de emoții. Și noi, moderatorii emisiunii de astăzi, Ion Banar, Cristina Crima și Victor Șveț, promitem că ora ce urmează vă distrăm cât mai mult și vă spunem informație cât mai utilă și mai interesantă. Astăzi, la fel ca în emisiunile precedente, vom aborda o temă, o problemă, mai bine zis, propunând sfaturi utile pentru a rezolva cât mai rapid. Și noi, tinerii din ziua de astăzi, iubim să improvizăm și să ne descurcăm cu dificultățile ce apar zi de zi. Așa, cu umor și creativitate și cu pasiune pentru viață. Dar noi, în ultimul rând, vom avea sfaturi utile, bancuri și muzică bună. La fel, vom avea și o surpriză. Dar nu vă spunem încă ce e surpriză, așa că rămâneți cu noi în continuare și veți afla singuri. Noi, moderatorii emisiunii Bazar de Emoții, suntem încă ele. Sedentăm ciclul liceal, culegând zilnic nectarul înțelepciunii. Pentru a realiza emisiunea de astăzi, ne-a motivat o bibliotecară simpatică din liceul Alexei Mateievici, care la rândul ei iubește să aibă de furcă cu cărțile din biblioteca școlii. Și pe care o salutăm la ora aceasta. Recent, în raionul Șoldănești, după câte știm, s-a realizat o donație de carte de la editura Adevărul. Bibliotecile din tot raionul au fost completate cu cărți de calitate, frumoase, cu coperte puternice și cu încă o abia simțit miros de cerneala de la tipografie. Personal recunosc că nu întotdeauna am avut o dorință arzătoare pentru carte. De fapt, citeam eu tot timpul, dar nu așa cărți groase. Motivația a fost trezită de dorința de a deveni mai bun, mai inteligent, de a mă dezvolta atât capacitățile mentale cât și lumea interioară. Sperăm că ați înțeles că în această emisiune avem drept scop de a vă trezi și vouă o dorință arzătoare de a lua cartea în mână cât mai des și în pofida arsenalului bogat de cărți pe care le dispunem în bibliotecile și librăriile noastre, mulți dintre tineri aleg cu părere de rău alte hobby-uri. Care sunt ele? De ce tinerii mai rar vizitează cartea? Și care sunt beneficiile unei lecturi adevărate? Vom discuta astăzi această temă și vă vom da multe sfaturi, multe idei, sugestii. Vom încerca să depistăm motivele din rădăcina lor, dar până atunci să mai ridicăm puțin dispoziția, vă propunem spre audiere o piesă, după care revenim în scurt timp. Piesa asta este hit. Primăvara a venit. Vezi că vine. Vine primăvara. Se aștepte în toată țara. Vine și pe strada mea. Aha. Vine primăvara. Vreau să petrec toată seara. De belele vreau să uit așa. Aștept soare. Sătul de răcoare. Nu mai am răbdare să cunosc prima ploare. Plictisit de uscăciune pe bune. Totul înflorește într-o altă lume. Speranțe, împliniri vin într-una. Să vină primăvara, să petrec cu săptămâna. Să uit de amintiri și să-mi văd de drum. Tristețe te sună, mi-au rămas bun. Să îi mai văd verișoara, că e fierbinte ca vara. Iarba-i verde pe afară, capacele de ber să sară. Dacă am o viață amară, o să o fac să dispară. Bine vine, vezi că vine.
Vine, vine primăvara, se aștepte în toată țara. Vine, vine și pe strada mea. Vine, vine primăvara, vreau să petrec toată seara. De belele vreau să uit așa. E primăvară, treaba e clară. Să fie veselie, floricele să apară. În filmele mele să ajung la stele. Să putesc ușor, ușor printre ele. Că soarele îmi e prieten bine și vremea rea nu se ține de mine. Ciocârlie mă întreabă: Tuțule, ești bine? Vine, vine primăvara, se aștepte în toată țara. Vine, vine și pe strada mea. Vine, vine primăvara, vreau să petrec toată seara. De belele vreau să uit așa. Bazat de emoții, vă salută din nou și tema emisiunii de astăzi am hotărât să o numim lectură, călătorie interioară. Și prima întrebare pe care doresc să o expun este că de ce totuși mulți tineri din societate de astăzi, dar și cei maturi, mai rar răsfoiesc paginile unei cărți? De ce oare așa, colegi? Părerea mea este că majoritatea tinerilor, dacă vorbim despre tineri, trăim într-o eră, într-o epocă unde persistă alte sfere de dezvoltare, apar noi de tehnologii care atrag pe tineri, adică cartea deja devine ceva înstărit, să spunem așa. Însă nu este corect, evident. Ce apare? Apare internetul, apar noi tehnologii, apar acele mașini, acele motociclete care atrag pe băieți, apar vestimentația colorită care nu era înainte, la domnișoare, la femei, și apar jurnale care atrag fetele, și de aceea majoritatea tinerilor, neștiind de importanța cărții și neconștientizând faptul că o carte în viața unui tânăr, unui om, este atât de importantă, atât beneficiară, că nici nu atrage atenția și preferă alte surse de dezvoltare. Ion, iată, tu spui că apar alte interese, apar alte hobby-uri pentru băieții tineri, motociclete, mașini. Dar ce ar fi dacă nu e neapărat ca ei să citească povești sau istorii de dragoste? Ar fi o idee dacă ar ști tot o carte în sfera pe care îi interesează, poate nu chiar indirect despre motociclete, dar detective, ceva anume care să fie legat una cu alta. Nici eu nu sunt de acord pentru povești, fiindcă poveștile este legat de vârsta copilărească, însă trăim într-o era informațională unde există tone întregi de informații care se editează în fiecare zi. Și chiar m-am informat nu de mult pe net și era scris o maximă, o frază așa al unui businessman vestit în lume, care spunea că în anul 2020 informația se va dubla în fiecare zi. Cu siguranță că astăzi în lume există tone întregi de informații care trebuie sortate și nu toată informația care se editează astăzi, care se postează pe internet și care se editează în cărți, este o informație pozitivă, dar vreau să spun că există cărți care și cărți importante care pot juca un rol foarte decisiv, da, evident, mulțumesc. Ok, dar știi că nu e așa. Și trece timp.
mințim. De fapt ne mințim îndoi, iar eu sunt singur îndoi. Nu înțeleg nimic din ce simți sau ce vrei. Probabil pentru că taci mereu. Ne facem planuri și tu spui doar ok. Dar cred în ele doar eu. Și trece timpul, e simplu. Eu mă închid în mine din nou. Și ar fi timpul să fiu singur. Nu-ți pas oricum ce simt eu. Sunt singur în doi. Chiar dacă trăim în doi și poate dormim. Aici la postul de radio Impuls FM, la emisiunea Bazar de Emoții, și vă reamintim că astăzi discutăm despre tema lectura călătorie interioară. Și în următorul compartiment propunem să vorbim despre avantajele lecturii. Colegi, care sunt efectele pozitive și cele negative ale lecturilor? Putem să vorbim, cred că, la infinit despre avantajele lecturii și cât este de importantă lectura în viața noastră. Să încep de la cele mai evidente. Deci este vorba despre îmbogățirea memoriei, capătarea unui limbaj adecvat, bogat, formarea unei viziuni clare asupra lucrurilor. Și este evident că lectura are este un factor indispensabil și este un factor cu acțiune colosală în formarea personalității unui om. Și avem ca exemple nu puține personalități și cred că fiecare om practic a simțit pe sine aceasta și o să vă argumentez în felul următor. Cred că de multe ori, după propria experiență, atunci când termini să citești o carte, după ce ai închis ultima pagină, ai terminat-o, ai închis și acum stai și meditezi. Iată, cred că aceasta este cel mai important. Aceasta este menirea fiecărei cărți, de a ne pune pe gânduri și de a formula niște concluzii și niște idei, pentru că noi de multe ori ceea ce citim în cărți încercăm să aplicăm în realitate și acele valori pe care noi le luăm din cărți, noi încercăm să le avem în viața reală. Despre efectele negative ale cărților este ceva mai dificil, cred că. Nu pot să spun că sunt careva foarte importante, practic nici nu le găsesc după părerea mea, nu poate fi ceva negativ într-o carte. De ce nu? Dacă cartea este scrisă, sunt informații negative, dacă o carte, spre exemplu, din domeniul istoriei și sunt informații negative care formează unei viziuni, unele concepții neadevărate pe persoane care o citește. Spre exemplu, știm că multe cărți care au fost editate în URSS nu au conținut adevărul istoric și
Acolo se conținea doar adevărul care era inventat de către autoritățile ruse în scopul de a rusifica teritoriul, spre exemplu, teritoriul din Basarabia. Asta a fost pur și simplu un exemplu. Însă există și multe informații negative care se scrie, adică nu orice carte este, are un efect pozitiv. Am vrut să o completez pe Cristina spunând în valoarea cărții, spunând că o carte bună, o carte scrisă de către un autor deștept poate aduce o influență foarte pozitivă la formarea unei lumi interioare care în viitor va aduce un efect pozitiv asupra vieții tale. Să știi că există cărți care cu adevărat pot să-și schimbe viața. Și am privit chiar la televizor că unii oameni emeriți, unii oameni cunoscuți în lume care îmi spuneau numele unor cărți care le-au conferat o anumită încredere în forțele proprii și au început lucruri datorită cărora au fost renumiți. Victor, tu ce poți spune? Desigur, probabil că efectele acestea negative poate nu adesea se întâlnesc. Sunt mai des pozitive. Nici nu trebuie să ne gândim. Desigur că trebuie să alegem o carte bună pe care să o citim, pentru că am întâlnit multe cărți unde sunt scrise așa niște prostii și nu e bună de citit. Informația greșită, cum spui tu, Ion, și inutilă. Dar nu trebuie să ne gândim mereu că dacă citesc o carte, neapărat trebuie să fie efecte negative. Ele poate și nu fie. Trebuie să ne gândim doar la cele pozitive. Ce spuneți dacă de acum s-a format o idee, un sfat, că înainte când iei o carte în mână, răsfoiește 10 minute, răsfoiește cartea aceea. Da. Uite la titlu, uite la primele autor, propoziții, la autor, la prefață și vezi, se potrivește sau nu. Păi așa o notă la cartea aceea, de la 0 la 10. Dacă cartea trece de nota 6, spre exemplu, citește. Dacă nu, la ce bun să o citești? Fiindcă nu-ți va aduce plăcere, nu-ți va aduce folos. Și am vrut să mai adaug încă la beneficiile unei lecturi de calitate, că emoțiile pozitive trăite alături de eroii principali sunt de neuitat când atunci când spiritele se încing și când imaginea artistică care este creată de autor atât de mult ne impresionează și așa emoții primim că uneori chiar în dialogurile reale nu putem să, din păcate, nu putem să primim acele emoții pe care le preluăm dintr-o carte. Aș vrea să-l contrazic pe Ion. Nu de foarte multe ori, atunci când iai o carte și o răsfoiești cele 10 minute, afli ce conține ea și îți formezi o imagine corectă despre ea. Pentru că, să fim sinceri, de foarte multe ori când începem să citim o carte, ne se pare că ne plictisim primele câteva 10 minute când începem să o citim, așa e? Cum e începutul, mereu mi se pare, nu mi se potrivește, mai bine o las acum. Însă, dacă continuăm și când ajungem la a patra parte, jumătate, deja înțelegem că anume aceasta e ceea ce trebuie ție. Așa că nu de foarte multe ori, prima impresie despre carte, primele rânduri, câteva fragmente citite, îți formează o viziune corectă. Eu cred că ar fi bine să iei o carte recomandată de către cineva, de exemplu, sau să vezi niște ratinguri la aceste cărți. Bibliotecara poate să-ți recomandeze la sigur ceva bun. Cred că am enumerat destule avantajele lecturii. Eu o să vin cu un studiu din Marea Britanie care a fost făcut pe bărbați. El arată că 78% dintre cei care citesc des se simt satisfăcuți de viața lor. În cazul celor care citesc puțin sau deloc, procentul este de doar 50%. În afară de asta, lectura este cea mai bună metodă de relaxare dintre cele clasice. Cercetătorii de la Sussex University au descoperit că doar 6 minute de lectură reduc nivelul stresului cu până la 68%, față de 61% în cazul muzicii sau 42% în cazul unei plimbări cu natură. Jocurile video se pare că au o eficiență mult mai mică, scăzând nivelul stresului cu doar 21%. Și dacă ne ascultați acum la momentul dat, în timp ce luăm noi o pauză muzicală, faceți o raită spre biblioteca care aveți în casă și alegeți-vă chiar acum o carte care aveți de gând să o citiți în următoarea săptămână, spre exemplu. Pauză muzicală, aici la Impuls FM.
Eu în Șatră m-am născut la marginea Poianei. Vagabond eram de mic, ca și toți țiganii. Dar să vezi că într-o zi, de la fusta manii, m-au furat extraterestrii inoplanetianii. Țigane! 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 Și inoplanetianii. Echipajul marțial m-a crescut cum a putut. Și cu ei prin univers multe drumuri am bătut. Dar nu pot uita Poiana din pădurea deasăi. Și acum mă întorc la oameni, mă întorc acasă. Țigane! 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 Poate chipul meu de om s-a schimbat cu anii, dar în suflet am rămas ca și toți țiganii. Vino încoace să-ți arăt, măi, cărțile pe față. Multă dragoste și bani te așteaptă în viață. Țigane! Țigane! Iată că am revenit aici în studio la Impuls FM, la Bazar de Emoții, și vorbim astăzi despre lectură. Vreau să vă anunț noua noastră rubrică, care se numește De lumea adunate. Ea va conține curiozități, expresii, aforisme, proverbe, fraze ale geniilor ce au schimbat lumea, care va juca în emisiunea noastră rolul de vișină pe tortă, ce va aduce un nou colorit și noi emoții pozitive. Deci din lumea adunate. Dar ați știut voi oare că Mihai Eminescu a citit 2437 de cărți? Dostoievski 5489, Einstein 5200, Napoleon Bonaparte 3442. Apropo despre Mihai Eminescu, da. În tinerețe, el era angajat ca suflor la teatru. Și din cauza problemelor financiare destul de acute, domnul Eminescu nu avea o vestimentație, spunem noi, foarte decentă sau foarte bogată. Deci era îmbrăcat simplu, cam sărac. Și conducătorul de la teatru, văzându-l atât de rău îmbrăcat, într-o zi i-a dat bani și a spus: du-te și-ți cumpără haine, nu mai vine așa la lucru. Eminescu a luat banii, s-a dus și înainte să plece, conducătorul spune: să-ți iai ghete și haine. Și el se duce la să-și cumpere îmbrăcăminte. Când se întoarce înapoi, conducătorul vede tot așa pe Eminescu și mă întreabă: păi, ți-ai cumpărat haine și ghete? Și Eminescu scoate două cărți de sub bluză și spune: iată hei și iată ghete. Interesant. Da, Heine și Goethe, doi scriitori foarte renumiți. Da, desigur, Mihai Eminescu a fost o personalitate intelectuală și un om care s-a aprofundat foarte mult în lumea cărților. Deci, dragi ascultători, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre și am vrea să vă dăm niște sfaturi pe care să le urmați spre o lectură frumoasă. Care ar fi acestea?
În primul rând, citiți. Nu are importanță ce citiți. Un ziar, o broșură. Da, în emisiunea de astăzi ne-am accentuat mai mult pe cărți, pe literatură, dar în primul rând trebuie să citiți, să vă învățați a citi. Vreau să spun că o foarte importantă caracteristica cărților este aceea de a ne pune imaginația pe foc, să zicem. Da. Anumit acesta este plusul cărților și în privința filmelor. Pentru că atunci când privim un film, noi vedem totul în fața noastră, vedem acțiune, personajele, dar atunci când citim o carte, atunci imaginația noastră are rolul să ne trezească acele imagini, să le proiecteze și desigur că cărțile îmbogățesc imaginația noastră. Aș vrea să contrazic pe Victor, este lucru important ceea ce citim. Vă doresc să citiți ceva de adevărată valoare, ceva ce să nu vă lase indiferent și să contribuie cumva la îmbogățirea și la înflorirea lumii dumneavoastră interioare. Da, Cristina, sunt absolut de acord cu tine, dar sunt persoane care nu au răbdare să citească. De aceea, pentru așa persoane, le oferim multă răbdare de a citi chiar. Dacă te înveți să citești și un ziar acolo, chiar dacă nu e foarte multă informație pentru tine, după asta neapărat că vei avea răbdare foarte multă să citești și o carte, puțin mai voluminoasă. Desigur, și aș vrea să spun celor care cred că asta cu o carte în mână este ceva, Doamne, rușinos sau este nu ține de lumea modernă, vreau să spun că a citi este încă la modă. Apropo, am făcut un sondaj recent în orășelul Șoldănești, nu am interogat foarte multe persoane, însă destule pentru a obține niște rezultate care m-au bucurat nu prea tare. Deci vreau să mă împart cu dumneavoastră. La întrebarea ce ați citit recent, am primit răspuns. 39% mi-au spus că au citit un ziar. 15% au dat denumirea de o carte, ceea ce m-a bucurat. Iar 53% mi-au răspuns că nu au timp să iau o carte în mână. 53%, jumătate. Este ceva foarte întristător. Am mers mai departe și am înțeles că majoritatea nu sunt conștienți de valoarea propriului timp și de mult au scos din viziunea lor citirea unei cărți și importanța unei lecturi. Majoritatea oamenilor au timp de citit când stau în rând la instituțiile de stat, în timp ce așteaptă în mijlocul de transport, când merg în autobuz și așa mai departe. Însă, cu părere de rău, timp să-și găsească timp pentru într-un moment de liniște, de regăsire, să ia o carte în mână, este foarte dificil pentru oameni. Și dacă tot vorbeam despre ceea ce citim, vreau să te întreb, Victor, tu ce ai citit ultima oară? Care este ultima carte, ziar? Da, am citit recent o carte, știi, foarte interesantă. Nu chiar voluminoasă, nu foarte groasă, așa subțirică, dar foarte, foarte interesantă. Se numește Ureașul mic de statură. Prefer mai mult așa cărți istorii. Istoria unui persoane, unui bărbat. Și anume se povestește chiar din frageda lui copilărie, ce s-a întâmplat cu el, ce a făcut. El de fapt era foarte mic de statură, cum era mic de statură, dar spune că era uriașul mic de statură, era un om deosebit, cu niște calități frumoase și din copilărie a trecut peste multe greutăți și astfel s-a învățat cum să treacă prin viață peste toate. Da, cred că însăși din titlul cărții deja luăm o morală că, da, indiferent de aspectul nostru fizic, trebuie să fim niște uriași în suflet, să avem un suflet imens. Ultima carte pe care am citit-o eu este Supă de pui pentru suflet. Pare puțin amuzantă denumirea, da, știu. De foarte multe ori când o pronunțam, mulți mă întrebau, de ce e ceva de culinărie, ceva de bucătărie? Spun, nu, este o carte ce conține foarte multe povestiri, multe istorioare din viața reală, în care oamenii au știut să treacă peste frică, peste principii, să cedeze. Este vorba despre iubire, foarte multe. Sunt ca niște istorioare micuțe, dar care te umplu de energie și care, într-adevăr, îți formează niște valori deosebite. Vă recomand tuturor, nu o să regretați. Este o carte deosebită, are foarte multe. Mi se pare că vreo mie de povestiri și nu sunt foarte voluminoase cele povestiri, adică când ai timp, una reușești să o citești. Deci, Supă de pui pentru suflet este ultima carte care m-a lăsat într-adevăr impresionantă.
Știți, dragi ascultători, mereu așa la noi, mereu găsești acolo ceva timp ca să nu faci nimic, pur și simplu să te odihnești, să pierzi puțin timpul. Dar citiți o carte, de ce nu? Luați-vă o leu puțin timp și citiți ceva interesant. Da, Victor, ai perfectă dreptate. Găsiți-vă timp pentru o carte în viața dumneavoastră și găsiți timp și pentru emisiunea noastră. Sperăm că am petrecut timpul plăcut împreună astăzi. Vă mulțumim că ați fost niște ascultători fideli. Vă dorim o zi frumoasă și plăcută în continuare. Vă reamintim că astăzi în emisiunea Bazar de Emoții au discutat tema lectura, călătorie interioară, moderatorii Ion Banari, Cristina Clima și Victor Șpeț. Vă mulțumim frumos pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă dorim mereu să rămâneți cu zâmbetul pe buze și cu o avalanșă, cu un bazar de emoții în suflet. Pa, pa! Ai grijă ce-ți dorești! Mai frumoasă azi decât erai cândva.